Maria Simion a avut în weekendul tocmai încheiat cununia religioasă și petrecerea de nuntă. O petrecere cu totul și cu totul specială, la care nașul Marius Lăcătuș a fost tot timpul zâmbitor și, alături de soția lui, a dovedit că are calități de dansator, mireasa purtând o rochie care îi punea în evidență formele pentru care puștoaice care au jumătate din vârsta ei ar face crimă, a fost sufletul petrecerii. Alături de Mire, Alexandru, bărbatul cu care se iubește de 5 ani deja, au impresionat invitații cu dansul care a deschis nunta, total atipic, pe o melodie ritmată. Maria Simion și Alexandru, zâmbind larg, au dansat la nuntă ca în club. În aplauzele zecilor de invitați. Distracția la ea acasă a fost când invitații li s-au alăturat și, în același stil, au dansat pe valsul miresei. Marius Lăcătuș, amuzat din calea afară, a stat și a aplaudat, porecla de fiară pe care o purta pe când era fotbalist părând să fie total de suetă, nu a durat mult și, alături de soția sa, Marius Lăcătuș a dovedit că știe să și danseze. Mai ales când trupa Beda Band i-a cântat melodia favorită, cea pe care, parese, Marius a cucerit-o pe Mariana Lăcătuș. Dar nu doar atunci fiara s-a distrat de minune, Marius Lăcătuș a fost printre cei care s-au ridicat în picioare și pe melodiile cântate de Anca Neașcu. Cântecele din repertorul Asia au arătat că fiara știe chiar și versurile pieselor. Iar Florin Vasilică, cu horele sale și cântecele populare din zona Teleormanului, l-au făcut pe fostul atacant al Stelei care câștiga Liga Campionilor să. Joace, cununia civilă a avut loc ieri, suntem extrem de fericiți, a fost un moment extrem de așteptat și ne-am bucurat de familie. A fost o ceremonie și o petrecere restrânsă pentru ca ne pregătim pentru marea petrecere și cununia religioasă. Ne-au fost alături nașii noștri Mariana și Marius Lăcătuș și familiile noastre. Grădina noastră a fost transformată și pregătită pentru acest garden party. Toată lumea a fost relaxată și toți avem emoții pentru marea petrecere. Am ales Baby Blue că e vesel ca noi și să diferențiem evenimentele. Floarea din cap a fost doar un accesoriu fără simbolistică, a spus Maria Simion.